Este scris că pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus, suferințele de la cruce și mântuirea care a adus-o, cu toți trebuie să spună spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Așa cum ați găsit scris în textul citit, Domnul înseamnă stăpân și toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Să vă binecuvinteze Domnul aici în casa Domnului, la întoarcerea acasă, să aveți parte de îndurarea Domnului și în luna mai în care am intrat începând de astăzi. Amin. Cele scrise aici și ceea ce urmează să pun în fața dumneavoastră încât Domnul vadă har și înțelepciune, aș vrea să le pun sub titlu Poruncile Învierii. Și îmi extrag acest titlu din Scripturi, citind ceea ce scrie în Faptele Apostolilor la capitolul 1, versetul 2. De la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci în perioada dintre înviere și înălțare, în cele 40 de zile, Domnul a dat între poruncile, între învățăturile date ucenicilor săi și cele ce le-am citit în această seară. Să le luăm pe rând. Învățăturile așa cum se desprind din pasajul acesta. Cei 11 ucenici, știți că Iuda se pierduse, s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Acolo a avut loc, spunem, primul punct. Și o să fie toate cu litera I, să le țineți minte, întâlnirea cu ucenicii. Domnul le-a spus, și asta nu vă citesc de unde, cine are dorință sau poate deja știți, unde scrie în Evanghelie că le-a zis Domnul că după înviere își va da întâlnire cu ei în Galileea. Dar parcă n-ar fi fost destul atât, cu ceea ce le-a spus ucenicilor, scrie aici în Matei 28:10, Iisus după ce s-a arătat femeilor, le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Nu le-a promis și la femei că îl se întâlnește în Galileea. El s-a întâlnit mai repede la Ierusalim. Dar ucenicilor le-a spus, cu voi în Galileea mă întâlnesc. Atunci când ne dă Domnul locul de întâlnire, venim la astfel de locuri. Și dumneavoastră să spuneți, ca unii care aveți dovada aceea la îndemână, sub ochii mei, n-am venit și în seara asta la întâlnire? Ba da, foarte bine. La adunare Domnul ne dă întâlnire. Unde sunt doi sau trei, El este? Acolo, adică noi spunem aici. Și avem o cântare, avem multele. Aici este poarta celor, aici, m-a zis Iacob, zice, n-am știut că e aici. Adică Dumnezeu ne poate surprinde să ne întâlnească și în alte locuri. Vă amintiți unde scrie în Biblie, exact așa cum vă spun, poate sta cineva în vreun loc ascuns fără ca eu să-l văd? Nu se poate. De aceea ar trebui, în prim plan, să fim prezenți la aceste întâlniri, să le dorim. Vă amintiți și omul lui Dumnezeu spunea, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, dar de ce? Așa, pentru că îl punea să cânte? Nu, zice în Psalmul 27:4, să privesc frumusețea Domnului. El știa, era scris în lege că Dumnezeu le-a spus să-mi faceți un cort unde să mă întâlnesc cu voi. Că știți Dumnezeu încă de la început, când a creat pe Adam și pe Eva, stătea de vorbă cu ei în răcoarea zilei. A fost nevoit să-i dea afară din grădină. Că păcatul pune zi de despărțire între noi și Dumnezeu și ne alungă. Și în final, dragii mei, asta e pedeapsa pentru cei ce nu s-ai Domnului. Le spune, duceți-vă de la mine, nu stau cu voi. Și fericirea împărăției lui Dumnezeu va fi tocmai dată de prezența divină. Acum pe pământ ne întâlnim, iar ne despărțim, s-a arătat Domnul aici, se prezenta dincolo, dar va fi cu adevărat Emanuel și numele cetății va fi, știți cu ce cuvânt se încheie cartea Ezechiel? Numele cetății va fi Domnul este aici.
Și așa spune Apocalipsa 21, hai să vă citesc, că doar Scriptura aia ce la îndemână, aveți și dumneavoastră. Versetul 3, Dumnezeu însuși va fi cu ei. Vă place în prezența lui Dumnezeu? E har, că unde este Domnul, acolo este bucurie, acolo ne ascultă rugăciunile, aici ne învață, nu este altă întâlnire, altă părtășie mai binecuvântată decât cea cu Domnul. Să aveți parte de ea. Evreii au ajuns în postura să se adune la templu și Domnul să nu mai fie acolo. Avem situațiile acelea din Vechiul Testament, când Dumnezeu a lăsat să distrugă casa sa. Arunsese un loc de întâlnire pentru afaceriști. În Noul Testament, din nou, avem situația în care Domnul a spus că făcuseră din ea o pește de tâlhar. Dar a venit apoi momentul decisiv când s-a rupt perdeaua aceea care despărțea locul sfânt de preasfânt, s-a rupt așa de sus în jos de la Dumnezeu citire, și Domnul a plecat de acolo. Când au venit romanii în anul 70, numai într-unul din balcoanele Ierusalimului, a templului, se extinseseră foarte mult prin ceea ce construise Irod, au fost până la 10.000 de oameni numai acolo în incint. Au murit toți. De altfel, în anul 70, cu toți care au fost spânzurați, exilați, omorâți, înfometați, istoricii spun că au murit 1.000.000 de oameni în Ierusalim. Dar asta era dovada că Domnul plecase de acolo. Știți când a plâns Domnul pentru Ierusalim? Măcar în ziua asta de a-i cunoaște că am intrat aici și am venit la voi. Ziua cercetării. S-a vorbit recent, acum depinde ce calendar folosit sau de amândouă, să fie două zile bune, cu Toma, duminica asta, ori cealaltă. A lipsit, nu? O fi avut treabă, nu știm. Motivat, nemotivat, a ratat ocazia aceea întâlnirii frumoase. Și el ți-a spus, ne-am întâlnit cu Domnul. Unde? Păi unde ne-a spus? Exact acolo s-a dus. Și tu? Păi eu nu cred, vedeți ce înseamnă să ratezi o întâlnire? S-au bucurat. Mărit să fie Domnul că a hotărât să se întâlnească cu noi. Vă întreb, dragii mei, că nu-i greu de răspuns. Facem împreună lecția. Dacă Dumnezeu nu venea, unde era să-L găsească ei? Aveau unde să-L găsească? Nu. Zice Iov în cartea sa, dacă mă duc la miază noapte, nu e acolo. Dacă-L caut în altă parte, unde să dau de El? Numai Dumnezeu ne poate căuta, că noi nu știm, nu avem puteri, nu ne ajută sateliții noștri să ajungem acolo. Nici n-am putea noi să ajungem în cer la El, dar ne-a promis că vine El după noi, slăvit să fie numele Său. Dar până una altă, să respectăm locurile de întâlnire, să respectăm orarul. Frații mai de mult spuneau că îngerul face notarea numai până la ora. Ratam și noi, am întârziat 2-3 minute, așa. Acum, cred că Domnul ne îngăduie după măsura harului, dar să fim atenți, să folosim aceste ocazii de întâlnire cu Domnul. Și vă las să vă imaginați singur. Întâlnirea aceea n-a fost una așa ca celelalte. Și veți vedea din ce vă spun în continuare. A fost prima dată când l-au văzut după înviere. Imaginați-vă că v-ați întâlnit cu cineva drag care e mort. Ce va fi întâlnirea aceea când ne vom întâlni cu cei dragi? Am avut o experiență interesantă săptămâna cealaltă, așa? Am fost plecați la Saline, la Turda, cu soția, cu parte din copii, și care a spus, știți că se coboară câteva 102 de metri în pământ, nu știu exact. Și unii mai harnici au coborât pe scări, vreo 2-3, și noi am coborât cu liftul. Și ne-am zărit așa, la distanțe de vreo 100 metri sau câte acolo, știi? Și pe moment așa am fost cuprins de o stare, de așa de o cercetare, am și izbucnit în plâns. Păi cum va fi când se vor întâlni cei de sus cu cei de jos așa? Și dintr-o dată să te vezi, să-L vezi pe Domnul cum avem o cântare, ce eu vreau să-L văd cel din tâi. Mă, nu știu la care se va arată întâi, dar cred că se arată la toți odată, nu? Numai atunci s-a arătat pe rând.
Vă doresc să aveți parte de întâlnire aici cu Domnul și de mare întâlnire. Atunci le-a spus în Galileea ne întâlnim, acum le-a spus unde ne întâlnim? Cine știe? Pe nori. A și fixat locul de întâlnire ca atunci. Acolo undeva. Când cum avem croasa cântare, când pe norul luminos va veni Iisus Hristos, vine cu fanfaristul lui, nu? Cu trompeta și va fi o întâlnire binecuvântată. Amin. Mai departe, cu ce literă am spus că începe ideea? Cu, așa. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Acum aici avem doi, rămân numai cu unul, sunt prea multe după aia. Îndoiala. Vedeți? Suntem oameni și fără credință nu ne putem apropia de Dumnezeu. Dar îndoiala zici că e la ușă. Nu vi s-a întâmplat așa să vă vorbească Domnul, să fiți plin de încredere, Domnul mi-a făgăduit și eu la vreo fată, că se va mărita bine la cineva, că Domnul vindecă, cum că Domnul m-a mântuit pe cineva. Și pe seara sau pe dimineața, măi, dar chiar mi-a vorbit Domnul, ori se împlinește, ori nu se împlinește. Ucenicii s-au îndoit, dar ce nu le-a spus Domnul, nu au avut experiențe cu Domnul, nu l-au cunoscut. Scrie la Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, că asta n-a scăpat neobservat înaintea Domnului. 16 cu 10, ea, Maria Magdalena s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau, iată ce stare aveau. Când au zis că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. A doua mărturie, aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11, întâlnirea care am citit astăzi, când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împetrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. S-ar putea ispita asta să mă prindă pe careva, să nu credeți pe cei ce l-au văzut înviat, pe Matei și pe ceilalți, nu? Și îndoiala asta este o mare problemă, cu necredința și cu toată echipa. Știți cum s-a întâmplat cu Petru, scrie în Matei 14, când l-a văzut pe Domnul umblând pe ape? E interesant asta, nu? Doamne, poruncește să umblu și eu pe apă. Și Domnul, ce favoare, poftim. Și când a văzut că valul, vântul e prea puternic, ce s-a întâmplat? S-a îndoit. Ce are cu gravitația îndoiala? Și Domnul ce a zis? Puțin credincios, pentru ce te-ai îndoit? Și în atâtea situații în Evanghelia să-ți facă se după credința ta. Îndoiala e slăbiciunea noastră umană și pierdem mult prin îndoială. Acum, uneori, ca și în cazul ucenicilor, scăpăm numai cu mustrare, nu cu amendă. Dar dacă ne tot îndoim, s-ar putea să pierdem anumite favoruri. I-a spus Ilie lui Elisei, dacă mă vezi când voi fi răpit de la tine, și se împlinește cererea. Dacă nu, nu, uneori atârnă totul de un fir de păr. Să ne dea Domnul o credință mare. Știți pe cine l-a dat Domnul pentru credință mare, da? A zis, nu mai trebuie să faci deplasarea până la mine acasă, zi o vorbă. Și destul. Păi nu o frază, o vorbă. Și a zis, scrie acolo în Luca 7, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Scrie în Matei 15 că s-a dus o femeie la Domnul și i-a zis, Doamne, fica mea e muncită de un demon. Vă rog, gândiți-vă ca mamă și numai să ai un copil bolnav, dar să fie și demonizat. Și Domnul îi spune, tu nu faci parte dintre evrei, nu ești prevăzut în etapa asta de vindecări, de minuni. Ea insistă, nu se lasă. Și spune, Doamne, te rog, motivează Domnul să nu iei pâinea de la copii și o dai la căței. Și ea spune, da, și căței, tot de la bucătărie trăiesc. Și felul în care a vorbit, Domnul care cunoștea inima, de fapt, a zis, Matei 15 cu 28, o femeie, mare este credința ta. Și n-a rămas numai că s-o laude, gata, credință mare și ce-ți faci cu asta, doar cu o laudă? Facă-ți-se cum voiești. Mani, să nu-i criticăm tare pe ucenici că s-au îndoit că de dus, s-au dus în Galileea. Numai că acolo poate discutau bine că nu au scris Evanghelie și ce-au vorbit. Măi, vine, nu vine, cum o fi, așa, nu-i așa?
Adică să fie ceva la o toleranță, zicem noi numai așa de 10-15%, sper să nu greșesc, nu știu cum se măsoară îndoiala sau credința, ca să avem parte de ceea ce Domnul ne-a promis. Uneori chiar la întâlnirile noastre îndoiala face să pierdem anumite favoruri. Dacă nu crezi, nu se întâmplă nimic bun. Nu se produc vindecări, nu obții răspuns la rugăciune, nu primești ceea ce ai cerut. O cântare, o știu de mic, dar să nu mă spune să vă spun cu melodie cu tot. Vindecă-a mea îndoială și mă apasă uneori. Dar cum am putea noi să scăpăm din îndoiala asta, să o tratăm? Este o poezie, sper să-mi aduc minte, despre credință, că de fapt asta e opusul îndoielii. Vă spun doar așa un fragment din poezie. Colos cenușiu plămădit din granit, cu nori și cu vâlturi pe frunte, de viacuri și viacuri mereu neclintit, se înalță magnificul munte al îndoielii. Îmi umple privirea de el copleșit, strivit de statura imensă, și în chinga micimii mă simt copleșit, cuprins de o teamă intensă. Însă deodată, în duhul zdrobit, în mult prea umila ființă, coboară o forță venit din zenit, puterea numită credință. Și vașnicul munte devine stingher, chircindu-și trufia spre poale, cât pot prin credința venită din cer să-l mătur din cale. N-a spus Domnul asta, că putem să mutăm un munte prin credință. Bă, nu ne mutăm noi să ne apucăm să schimbăm cărți de geografie. Da. Să ne rugăm și să nu ne îndoim și să credem. Doamne, ajută! Scrie despre Avram, vă citesc din Roman, din capitolul 4, cuvintele Apostolului Pavel, de la versetul 9-18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care a îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Păi n-a fost așa ușor pentru ucenii, să nu-i judecăm, să spună cineva care este arestat, judecat, rămâne fără putere în fața autorităților, vedeți că o să înviez și ne întâlnim acolo. Nu? Dar noi povestim ușor, că de la când suntem mici tot am auzit asta. Dar nici pentru Avram n-a fost ușor. Și spune Dumnezeu că totul se leagă de Isaac, spune acum te duc să-l aduci arde tot pe muntele Moria. Dar el nu s-a îndoit. Sara trebuie să nască, Isaac trebuie să rămână în viață și Dumnezeu s-a lăudat cu el și l-a numit prietenul său, să ne dea Domnul harul să nu ne îndoim, ci să credem. Că scrie în Evrei 11:6 și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Dumnezeu să vă dea har tuturora. Și să pot crede și eu tot ce îmi revine. Amin. Că am și eu lucruri la care așa mă țin bine pe picioare ca să le aștept să se împlinească. Și cred că le avem toți, nu? Așa. Mai departe. Scrie aici în Matei 28, citesc versetul 18, Iisus a apropiat de ei, a vorbit și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Când au auzit ei, frumos, și în baza acestei autorități pe care Domnul a dobândit-o, să aibă toată autoritatea în cer și pe pământ, le-a dat-o, tot cu litera I, o însărcinare. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Însărcinarea evangelizării sau cum este numită, marea trimitere.
Dragii mei, așa a ajuns Evanghelia la noi că Domnul a poruncit asta unora și ei au făcut ce Domnul le-a poruncit. Cum avea fratele Simeonuc o vorbă când îi spunea unii, frate, mai rămâi la noi. Zicea dumnealui, de ascultam de alții, n-ajungeam la voi, de ascult de voi, n-ajung la alții. Și așa a ajuns Evanghelia până la capătul pământului, că cineva s-a tot dus. Undeva în Africa a mers un misionar și, fiind într-o condiție mai bună, a vrut să pătrundă mai adânc înspre triburile din interiorul continentului și a zis, aici mai la țărm vine alții, care sunt puțin mai comozi. Eu vreau să suport vicisitudinile climei și așa mai departe. S-a dus, s-a misionat și au trecut mulți ani până când a venit alt misionar. Și zice un bătrân, zice, eram tânăr când a zis unul că vine cineva. Și unii au murit și n-a venit. Eu încă sunt în viață, că eram tânăr atunci. Că-i mare nevoie să ducem Evanghelia mai departe. Noi locuim într-o țară creștină, dar nu toți sunt creștinați, nici români, nici slovaci, toți nici maghiari. Încă mai este nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu, așa-i? Copiii, de mâine începe școala. Voi puteți să evangheliza și voi. Așa au ajuns unii la mântuire. Copiii le-au spus. Mi-au povestit frații din fosta Uniune Sovietică că au fost localități unde nu mai era nicio biserică, nici măcar ortodoxă, că slavii, rușii erau ortodoxi. Și se făcea evanghelizare cu copiii vreo jumătate de an, copiii sunt mai deschiși, învățau cântece și apoi se făcea o serbare și veneau și părinții. Se făcea chemare și oamenii se predau. Vorba Apostolului Pavel din Filipeni 1, unii îl vestesc pe Domnul din dragoste, alții din duc de ceartă, că vreau să contreze cu alții, alții din slavă de șartă, că au și ocazia să fie cineva sau ceva. Și au zis, nu contează. Și eu mă bucur. Hristos să fie provăduit. Asta nu înseamnă că ținea în echipă cu el pe toți. Da? Nu s-a apucat să-i aresteze sau cum a făcut înainte, să nu-i lase să vorbească numele lui Iisus. Se justifică el la un moment dat, scrie în Cartea Faptele Apostolilor, și avem o împotrivire, scrie Fapte 26 cu 9. Și eu ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Iisus din Nazaret. Și a făcut. Dar apoi a avut o vedenie. Și spune versetul 17, teama aleși din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet. Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate, moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ce îi se cerea în vedenie? Spune și în altă parte, du-te, că te voi trimite departe la neamuri. Și prin acest bărbat, cu un handicap fizic, dacă o chemare cerească sau cu o trimitere cerească, a ajuns Evanghelia în Europa. Vă amintiți unde a fost prima biserică în Europa? Aici, mai jos de noi, oleacă, nu? Așa, peste Dunărea noastră. În Filip. Și așa a ajuns Evanghelia, că știți cum a trecut strâmtoarea, Bosfor sau Dardanele, cei pe acolo, nu? Amândouă. A zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Și așa a ajuns Evanghelia. Și să vă dea Domnul har să o duceți mai departe, dacă nu măcar până la ușa vecinului. Până la colegul de bancă, e departe de dus Evanghelia. Alții trebuie să meargă până la marginile pământului. Că nu vine Domnul până când se duce mesajul peste tot. Știți că avem și din țară duși vreo 70-80 de misionare, toată lumea. Sunt și din alte părți. Așa s-a vestit cuvântul. Au zis ucenicii când s-a încercat în Ierusalim să fie oprit, să nu meargă. Dar tocmai prigoana i-a împrăștia, nu? Interesant, reacție adverse față de ceea ce plănuie diavolul. Asucenicii, noi nu putem să tăcem. Noi uneori putem tăcea, nu? Altă dată nu putem tăcea. Știți când trebuie tăcut? Scriem Psalmul 39, cât e diavolul înaintea mea, gata, închis. În rest, să vorbim, mai dacă nu puteți predica, cântați măcar, nu? Folosiți ocazile. E important asta. Uneori printr-o cântare, pe tren, undeva, într-o altă ocazie. Dumnezeu a cercetat pe cineva. Spunea un frate, tot la evanghelizare și au fost mulți, am apucat să spună numai o poezie, două, trei strofe sau cât are.
Se gândeam, de asta a meritat să vin până aici. Și s-a întâlnit după câțiva ani pe tren cu cineva și a zis, eu știi când m-am predat, când ai spus tu poezia aceea acolo. A, zice, dacă pentru tine am venit, păi s-o meritat. Mi-am amintit că în anul 90 am mers cu niște frați din Alba, în județul Prahova, am misionat la Ploiești, la Cărbunești. Și de acolo am mers undeva la Dofteana, la Hangan, undeva în Bacău. Și un frate alerga într-o parte în alta și spune, eu mă duc de la un capăt a țării la celălalt pentru unul. Păi foarte important un om. Un fiu de Dumnezeu, trebuie să-i găsim pe toți. Și Domnul când vine, toate părțile pământului caută. Știți, da? Pe unde sunt? Doamne, ajută-ne să vă dea Domnul har. Să puteți vesti în jur și vă mai spun ceva, așa am îndemn să vă spun. Dacă nu mergi dumneavoastră până nu știu unde. Să vă rogați pentru cei ce sunt duși. Și dacă le mai trimiteți ceva bănuți, o soră de aici de la dumneavoastră, tot mai... Am pus-o în legătură cu să trimită bani la fratele Octavian Retegan în Bangladesh. Uite, cu bani de la Nădla, se vestește Evanghelia în sudul Asiei. Și la urmă Dumnezeu a plătit și la cine a predicat, și la cine a dat paharul de apă, și la cine a fost gazdă. Să vezi ce frumos împarte, ce contabilitate are Dumnezeu. Cineva spunea că a fost întrebat de un ateu, ce o să faceți voi când ajungeți în cer? Ce să facem? Ne-am și făcut planul. Primul lucru, am întâlnirea cu Iisus. Să ne închinăm așa, să-i mulțumim. Și în al doilea rând, ce faci? Caut omul care mi-a adus Evanghelia, băi. Tu m-ai chemat. Pe tine te-a folosit Dumnezeu. Apoi, păi caut și pe alții care au cântat. Apoi știu de câțiva din Biblie, până-i caut pe toți. Vreau să stau așa, cum spunea unul, să le fac la fiecare o vizită de 1000 de ani. Nu tot așa pe fugă, într-o viață scurtă. Și uite așa se va consuma frumos veșnicia. Și era o întrebare acolo. O să te caute cineva în rai pentru astfel de motive? Mai urmează o întrebare. Dar dacă nu are cine să te caute în rai pentru așa motive, o să ajungi? Domnul a venit din cer pe pământ, a fost misionarul lui Dumnezeu și ne-a spus, uite, v-am dat ideea, aveți proiectul, aveți Evanghelia și mai departe. Să facem și noi ceva. Spune Scriptura, în Psalmul 68, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare hoștire. Spunea Domnul, când a intrat în Ierusalim, acolo, scrie în Matei 21, de exemplu, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Dar se încheie psalmii cu cuvintele, tot ce are suflare, să laude pe Domnul, mărit să fie numele Lui. Căci cuvântul este plin de putere. Să ducem Evanghelia așadar în ceea ce ne este dat, că vremea e scurtă și vine împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea har când mă duc la noi în comun, în zona de unde sunt. E ca o curiozitate pentru mine să văd pe cine a mai mântuit Dumnezeu. Îi cunosc pe oameni acolo cât de cât. Am născut, am locuit o vreme acolo. Așa că e o mirare uneori pe cine și cum mai mântuiește Dumnezeu. Noi nu-i cunoaștem dinainte. De-aia noi trebuie să le vestim la toți, că Evanghelia pentru unii mărturie și pentru alții este mântuire. De-aia, Domnul, să vă mântuiți toți. În rai este loc. Sigur, scrie în Biblie, Matei 25, că iadul nu-i făcut pentru oameni, e pentru diavolul și îngerii lui. Dar dacă noi ne asociem cu ei, vom fi trimiși în această companie nefericită, dragii mei. Să înțelegeți așadar și să nu mă judecați, că, băi, m-a zis unul către Pavel, amintiți cine? Vrei să mă faci creștin? Ce a zis Pavel? Păi vreau da, numai fără lanțuri. Undeva într-o stațiune se plimbau două doamne așa ca la tratament, numai încet, și le-a întâlnit un frate care a știut că are și el însărcinare. Le-a vestit cuvântul, femeile le-au primit și au fost cercetate. Când s-au dus în camera, acolo ne-au cazat, plângeau și vine bărbatul una și ce s-a întâmplat? Uite, ne-a vestit Evanghelia, Dumnezeu ne-a cercetat. Cine? Un om? Cine nu-l cunosc? Păi nu l-am întâlnit eu, îi spuneam să-și vadă de treabă. Și femeia cu minte zice, dar se pare că tocmai asta e treaba lui. Asta e treaba noastră. S-a dus îngerul la Corneliu și a zis, vezi, cheamă pe Petru, că asta e treaba lui, eu cu altceva. Asta e treaba noastră, efectiv. Să vestim Evanghelia. Dumnezeu să vă ajute. Trecem mai departe. A zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui
a Fiului și a Sfântului Duh. Adică acest mesaj nu este doar unul formal, cum scrie în Matei 23, că fariseii înconjurau marea și pământul să mai facă un tovar de credință. Vă rugăm să ne înțelegeți. Nu vrem doar să mai fie încă un penticostal în plus. Listele noastre nu ne sporesc nimic de la buget. Și Dumnezeu nu ne binecuvântă doar că mai avem încă un tovarăș de al nostru. Și la recensământul ce s-a finalizat anul ăsta se spune că avem unul în plus și a scăzut de la ei unul. Nu, a zis să facem ucenici. Ce înseamnă asta? Spune în Luca 6:40 cum ar trebui să fie un ucenic, să vedeți că avem treabă serioasă. Ucenicul nu-i mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Suntem chemați, dragii mei, să vă îndemnăm să vă scrieți în școală, să rămâneți în școală și să o finalizați cu bine. O dovadă ar fi că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, puteți să transmiteți mai departe mesajul mântuirii. Dacă ar fi să mă opresc doar pentru o clipă de ce botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, vă rog să vă gândiți ce aport are Tatăl, ce contribuție are Fiul și care e rolul Duhului Sfânt în toată această lucrare. Că bine spune Apostolul Pavel că unul predică, altul cântă, unul sădește, altul udă, dar Dumnezeu este Cel ce face să crească. Dragii noștri, cum am spus, nu vrem numai să fie unul la noi în plus. Nu ne avantajează cu nimic. Am vrea să aparțineți Domnului Iisus. Spunea Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, dar după mine vine Cel ce are putere. Rolul nostru este să vă-L vestim pe Dumnezeu, să vă punem față în față cu El, Lui să-i slujiți. Cineva s-a pocăit așa formal, cum s-a mai întâmplat în țara asta și nu numai, a ajuns în șanță. Cineva a zis, zice, uite, pocăitul tău. Și a zis, măi, drept că-i pocăitul meu, că dacă era lui Dumnezeu, nu era aici. Asta este. De aceea fiecare am vrea să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem doar trimiși, dragii mei. Împuterniciți, spune Apostolul Pavel, o citesc 2 Corinteni din capitolul 5. Problema e mult mai serioasă decât se poate înțelege așa la o simplă privire. 5:19. Hai și 18. Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, că însărcinarea, că așa stai tot cu litera L. Suntem însărcinați să vă îndemnăm să vă împăcați cu Dumnezeu. Sunteți împăcați? Sau este mânia Dumnezeu pe cineva? Asta ar fi o mare durere. Și ca să vă ajutăm în asta, trec la următorul î. 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată de ce trebuie să venim regulat la adunare, să citim în Biblie. Mă bucur așa că văd cel puțin pe primul rând, sunt Biblie. Că odată am avut eu o discuție cu niște fanfariști, am vrut să învățăm așa din Biblie, spune frate, noi suntem numai cu cântatul, mă zic, numai cu cântatul la casa de cultură. Aici la biserică și învățăm că Domnul, înainte de a ne fi mântuitor, trebuie să ne fie și învățător. Și mulțumim lui Dumnezeu că libertate și sunt Biblii. Și slavă Domnului că știm citi, așa-i? Ce ne-ar opri? Să auzim cum a zis Dumnezeu lui Iosua, Iosua 1:8, cartea aceasta a legii? Să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce-i scris în ea, căci așa vei lucra cu înțelepciune, vei zbuti în toate lucrările tale. Dumnezeu să vă dea har, să vă îndrăgostiți de Scripturi. Domnul a spus ucenicilor, învățați-i. Vedeți dumneavoastră ca cineva să fie și o meserie mai simplă, spune.
Tot trebuie să înveți ceva, nu? Da, să ajungi medic. Da, să ajungi, știu, altceva. Păi nu se poate fără să înveți. Dumnezeu când i-a scos pe evrei din Egipt, putea să-i ducă pe scurt în câteva zile. Putea să-i ducă așa într-un zbor de teleportare, să ajungă 5 minute în Canaan. I-a dus întâi la muntele Sinai. De ce? Să învețe și le tot spunea Moise, iată cum să vă purtați când veți intra în țară. Că asta înseamnă să facem ucenici, să-i învățăm. Vă place să învățați. Poate spune ceva, frate, mie școala nu mi-a prea plăcut, eu am fost bun cu munca. Da, 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 tu muncești. Da, își trebuie învățat, ca să știm cum să ne purtăm. Mai de mult știi că n-aveau toți oamenii carte. Și o bătrânică a vrut să se scuze, spune, eu nu pot să mă pocăiesc, că nu pot învăța, că n-am carte. Și cineva a dat din jurat, ai învățat după carte? Asta cum ai putut? Noi tot avem un anume fel de trai. Numai că uneori trebuie să ne dezvățăm de ce a fost rău și să ne învățăm în ce e bine, nu? Iată un verset așa frumos să vă dau, Coloseni 3:16, ca să nu fiu numai eu prins în schemă, toți, tot trupul bine închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Măi, frați și surori, dacă s-ar lua Biblie de la noi toți și să ne spună, reconstituiți o Biblie, toți. Cum am acolo prin Ezechiel, nu le ține minte toate, nu? Dar Evanghelie, epistole, așa am reușit cu tot ce știm unul și altul să le scriem. Scrie să locuiască din belșug în voi. Vă îndemn, dar e solemn ce vă spun. Învățați, chiar memorați Scriptura. Citiți-o. Fratele Simionul, că l-am pomenit, toată ziua citea. Și mi-a zis, da, frate, dumneata o știi, când greșim, ne bași de vină, că nu e acolo virgula, că e dincolo. De ce tot citești? Zicea bătrânul, și știți cum e la bătrânețe? Mi se șterge. Și trebuie să ne reamintim. Dar mai întâi trebuie să învățăm, strâng cuvântul tău când, la tinerețe, cum v-ați ținut curată cărarea? Ascultați-mă. Și dacă numai asta țineți minte ce v-a spus în seara asta și sporiți cu cititul Bibliei, și dacă mă duc pe jos acasă, tot e bine. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și acum, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Când vă adunați, surorilor, să întrebați una pe alta, auzi, tu ce verse știi pe de rost din Proverbe? Hai să învățăm amândouă un psalm. Măi, uite, avem aici o nepoțică, hai să învățăm și pe asta. Ieri am fost undeva la o nuntă și un frate care am lungă el zice, no, dacă tot am nimerit aici să-mi spui din Biblie ce ți s-a descoperit mai nou, ce știi? Zice, ai spus la nuntă că avea Solomon casa din pădurea Libanului, 45 de camere. Unii scrie asta în Biblie că n-am găsit. Uite, hai, uite ce scrie, exact 45 de camere, avea câte 15 pe 3 etaje. Scriptura atât de frumoasă. Învățați-vă unii pe alții și apoi, ca să nu vă fie greu toți, Studiu, cu psalmi, afară, cu instrumentele, vrem și voi, cântări de laudă, cântări duhovnice, și cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire. Să prețuiți, vă îndemn adunările, aici învățăm, aici cântăm, aici e întâlnirea cu Domnul. Dumnezeu să vă dea har în învățare și în toate lucrurile. Și am ajuns la ultimul î, dar mai întâi le repet, nu le uităm. Am spus mai întâi că Domnul le-a dat o întâlnire. Apoi am vorbit despre nenorocita de îndoială. În al treilea rând spuneam de însărcinarea să se ducă Evanghelia, mesajul mântuirii, vestea iertării și învierii până la marginea pământului. În al patrulea rând spuneam de învățătură. Și în al cincilea rând, uitați ce frumos încheie, sunt cuvintele Domnului Iisus. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Dar dacă scria numai atât, spuneam când au murit ucenicii, numai cu eu zic că este. Până la sfârșitul veacului. Dar Domnul e cu noi chiar și acum. Ascultați cum se încheie Evanghelia după Marcu. Foarte frumos, 16:20. Spune evanghelistul acesta. Iar ei au plecat. Cum le-a spus, gata, la drum. Au propăduit pretutindeni.
Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Domnul să-și lase harul și să-și dovedească prezența, însoțirea, autoritatea, șocrotirea. Am citit că John Wesley se spune că a predicat 40.000 de predici și a călătorit foarte mult pe jos sau cu calul. Și odată cineva, că cei ce duc Evanghelia au și dușmani, de-aia Pavel ruga să se roage pentru el să fie scăpat de cei răzvrătiți de dușmani, mergând printr-o pădure l-au așteptat să-i dea o lovitură. Dar Dumnezeu l-a ocrotit și povesteau apoi, măi, zice, John Wesley umblă însoțit de un soldat, de un ofițer călare. O fi de la rege? Dar de la rege, dar de regele care are autoritatea în cer și pe pământ. Și credincioșii când au zis, băi, ce n-am știut că îngerii umblă și pe cai. Dar poți să umbli și cu mașina. Spunea fratele Ghiță Presecan, locuia la Turda atunci, acum la Cluj, aducea o Biblie, era o rețea de adus Biblie în țară și era la București o legătură și aveau ei un cod. Îmi spuneau, veniți la București când e dor de voi. Seream că au primit Biblie. Gata. Prinții au ajuns acolo și ce Biblie din transportul ăsta sunt în limba rusă. Atunci avem, le ducea la Iași. Și era o soră doctoriță la București și spune, vreau să vin și eu cu voi. Dar de mă prinde, am pierd serviciu. Cum mă puteți asigura că nu mă prinde? Și fratele spune, ne rugăm, dacă Domnul ne dă un cuvânt că ne însoțește, nu e nicio problemă. Gata, s-au pus, s-au rugat, seara aia nu a fost ceva. Pe la 5 dimineața trezește fratele Ghiță, se roagă și dă Domnul o vedenie. Aveau ei o dace, a văzut-o pe șosea și deasupra mașinii era un înger, așa, paralel cu capota sus și cu aripele peste uși. Și sculați-vă că plecăm, că o sosit îngerul. Au plecat când au ajuns în zona Vrancea-Focșani, toți făceau semn. Știți cum erau posturi de poliție, era filtru. Doctorița spune, ce mă fac? Și da, nu a fost îngerul, ce crezi că nu a venit numai până aici, să trecem. Când și polițistul în drum și fratele spune, trăiește fratele, puteți întreba, în numele Domnului, dă-te la o parte. S-a dat frumos cu mințel, trecu mai departe și doctorița, voi să știi că îngerul cu noi. Dumnezeu își dovedește atunci când vrea, El e tot timpul prezent. Dar când vrea, când e nevoie, își dovedește prezența. Spuneau frații din sovietică, se adunau frații și era o rugăciune, era vremea războiului. Într-o casă de adunare și unul urmărea scena și au văzut că știu ce acolo să treacă cu tancul, cu șenile peste ei. Și când să treacă peste un pod să ajungă la locul unde era adunarea, nu au făcut 90 de grade într-o dată, o șenilă s-a blocat și cealaltă s-a dat. Și a rămas așa suspendat pe pod. Și frații se rugau mai departe. Dumnezeu putea și să îngăduie să moară, dar dacă vrea Dumnezeu să pună acolo un înger, apoi nu trece nici tancul, nici bombele, nici oamenii. Cum ori zis către Haman, prietene, voi dacă ăsta e cu Dumnezeu, spune-o cuvintele mele, n-ai poți să-i faci nimic. Că Domnul Iisus, când le-a spus că e cu ei, i-au reținut și vorba, că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Mărit să fie Domnul. Dacă e Domnul cu noi, știți unde scrie în Biblie, cine va fi? Împotriva noastră. Bă, ce frumos e textul așa, din Roman, din capitolul 8 acolo. Să fim încredințați de asta. Vers 33. Și cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Citeam în cartea fratelui Costică Grosu, Călăuză și Destin, cred că se numește, datorită faptului că nu tăcea și pe front vorbea despre Domnul, era curajos. A rus apoi președinte de comunitate pentru mulți ani. A avut într-o permisie de pe front, era pe vremea regimului Antonișcian, era pus închisă casa de adunare cu sigiliu, s-a dat la o parte, s-a adunați-vă. Și a fost urmărit și a ajuns dosarul la Curtea Marțială de la Sibiu. Dar înainte de a ajunge dosarul acolo, că Dumnezeu știe, toate sunt programate, a fost trimis în țară pentru formarea unor noi oameni care au fost concentrați pentru a fi trimiși pe front. Și după ce s-a încheiat stadiul de pregătire pentru trimiterea pe front, pare mi se vreo 3 luni, a venit un general și conducea o divizie și le-a spus, erau câteva companii acolo, batalioane, vreau, dați voi o echipă, nu știu de câți, câțiva zeci,
să fac o demonstrație, să văd care e nivelul de pregătire. Și de la niciun batalion, niciun comandant nu s-a grăbit să dea de la el, că el pica rău. Și atunci a spus, a ales respectiv. Și a căzut sortul, să spun, tocmai pe fratele Costică și cu echipa lui. Și-au dat o demonstrație cu tot ce a fost, în fine, la arma lor. Și generalul urmărea din elicopter toată aplicația. Și când s-a încheiat totul și i-a adunat ca să evidențieze, sosește furierul, poștaș, o scrisoare. În armată, cine deschide plicul, cine e cel mai mare în grad. Generalul deschide plicul, îi spune, sergentul Grosu Constantin, chemat așa la curtea marțială, și întreabă, cine e sergentul ăsta? Cel ce astăzi a avut cea mai impecabilă execuție. Cum? Soldatul ăsta care țara are nevoie să-l trimite la curtea marțială, dar ce-a făcut? Păi, pentru credință, lasă-l-o ei! Cheamă pe un, nu știu, un ofițer și spune, te duci, uite aici, îți dau eu și îl faci pe avocatul și îl prezinți. Da, dar puteau cei de la Sibiu, poate să fie îndârjiți. Dar Dumnezeu așa a întocmit și acolo când s-a dus, în felul în care a răspuns, în felul în care a apărat, a ridicat în picioare sala la curtea marțială și a spus, țara are nevoie de asemenea oameni. Și în loc să fie condamnat cum a fost acuzat, a fost felicitat. Că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. De aceea să nu ne temem că noi suntem mai de preț decât multe vrăbii. Să ne îndoim să ne temem când Domnul e cu noi. Dar uneori trecem prin momente grele, nu? Cât de cât am trecut și eu, fratele Pavel a trecut și el, ați trecut și voi. Uneori când ne gândim, da, știți cum au zis Marta și Maria? Păi dacă era aici, nu murea. Dar au știut și dacă nu a fost acolo. Și s-a dus când i-a avut el în plan. De aceea, repet și închei, nu doar Domnul nu doar că ne dă întâlniri, astea sunt mai speciale, Domnul ne-a promis că va fi cu noi. În mod deosebit când facem lucrarea Lui. Că altfel ce-ar însemna să ne lase Domnul să ne batem cu diavolul? Cum? Suntem oameni neputincioși, dragii mei, ce putem face noi? Dar Dumnezeu își trimite îngeri pe teren, poruncește cu autoritate din cer, se ruga Daniel, și a venit îngerul când s-a rostit rugăciunea, dar a stat un demon împotriva, a venit un alt înger și dacă nevoie vine Domnul nostru, în fața căruia ca duhurile în leșin, care l-a învins pe diavolul și toată oștirea lui la Golgota, numele lui să fie binecuvântat. Dragii mei, vă îndemn, apropiați-vă de Domnul. Slujiți-i cu dragă inimă că nu-i mult și vine împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute pe toți să slujim cu dragă inimă, să cântăm, nu numai la înviere de aici, la învierea aceea mare și binecuvântată și să fim cu Domnul pentru vecii vecilor, fără îndoială și fără dușman, mărit să fie Domnul, slavă lui în veci, amin.